Roxana Dobre a făcut astăzi noi dezvăluiri despre nunta cu Florin Salam. Potrivit declarațiilor sale, vor exista două perechi de nași, dar, spre surprinderea multora, la fericitul eveniment nu vor participa foarte multe persoane. Povestea de dragoste dintre brunetă și celebrul manelist a început în urmă cu mai bine de șase ani și au împreună trei copii. Deocamdată, cuplul nu a stabilit nici ziua cununiei civile, nici pe cea în care se vor căsători religios. Momentul în care vor merge în fața altarului este cel mai important pentru Roxana Dobre, așa cum a mărturisit într-un interviu mai vechi. Un alt lucru sigur este reprezentat de faptul că nunta nu va fi organizată în România. Acest eveniment, că tot s-a zvonit că va fi în Dubai, în Costa Rica, America, ne dorim într-adevăr să nu fie în România, ne dorim să avem câteva cupluri importante sufletului nostru lângă noi, va fi ceva foarte mic, o petrecere foarte mică cu câteva cupluri lângă noi și așa cochetă cum ne place mie și soțului meu. Avem două perechi de nași, a declarat Bruneta. Viitoarea soția lui Florin Salam își dorește să îmbrace o rochie de mirasă simplă pe care să o pună în valoare cu ajutorul bijuteriilor pe care le are. Cei doi au fost să amâne nunta atât din cauza crizei epidemiologice, dar și din cauza faptului că fratele manelistului a decedat. Ne gândisem să facem anul trecut acest eveniment, dar, din păcate, nici situația în care ne aflăm cu toții nu ne-a permis și, pe lângă asta, cea mai mare supărare a fost pierderea fratelui soțului meu și îți dai seama că nu ne-am gândit la așa ceva, a mai spus simpatica brunentă.